Zadar s-au străduit voluntari în săptămâna dinaintea Paștelui să strângă gunoaiele din șipote, că parcul este din nou mizerabil. Unii dintre trecători au ignorat coșurile de gunoi de pe alei și au aruncat mizeria pe unde au apucat. Nici jandarmii care patrulează zilnic prin zonă nu i-au determinat pe vizitatori să se comporte așa cum se cuvine. Avem un parteneriat cu jandarmeria din Suceava, prin care dumnealor au o patrulă permanentă de acum în acest parc șipote și vă pot spune și aș dori aici să le mulțumesc public că de pe 17 aprilie până ieri, 11 mai, au aplicat 20 de amenzi. Consiliul local va vota în următoarea ședință dacă jandarmii, la fel ca polițiștii locali, vor avea dreptul să amendeze populația conform hotărârii care privește normele de bună conviețuire. Pe 26 mai, în ședința de Consiliul local, jandarmeria locală va primi competențe și pe hotărârea de Consiliul Local 279 cu normele de conduită aprobate, prin care numărul de amenzi, măsuri coercitive, este mai mare și cei de la jandarmerie le vor putea aplica, în așa fel încât populația să înțeleagă, dacă nu cu vorbă bună, cu amenzi, că în zona șipote și nu mai trebuie respectată curățenia și disciplina. Primăria Suceava nu are obligația să cureze parcul de la poalele cetății lui Ștefan cel Mare pentru că nu-l are în administrare. Parcul aparține ocolului Silvic Pătrăuț, în documentele căruia figurează drept pădure. Așa se face că nici direcția silvică nu poate aloca bani pentru reamenajarea sau curățarea lui.